Am venit aici într-un loc încărcat de istorie. Înțeleg că biserica pe care o avem în spatele nostru datează din jurul anului 1730. 30. E monument istoric și îmi spuneați dumneavoastră până să începem filmarea că nu s-a intervenit asupra construcției absolut deloc până în ziua de azi. Da, biserica este construită în jurul anilor 1730. Este un monument de categoria A, de aceea am putut să obținem fonduri de la programul operațional regional și de intervenție de la 1730 are picturile originale, nu a fost niciodată intervenit în ea decât prin anii 2000. 2005-2007 am înlocuit noi niște tablă pentru că rămăsese fără o parte din acoperiș. Programul este în jur de 2 milioane de, de euro și programul se va termina în a doua parte a anului 2021. Deci să le spunem telespectatorilor că nu se mai slujește în biserica asta de mult timp. Nu, nu se mai slujește de mult timp, nici uh, nu ar putea fi posibil pentru că satul Strâmbeanu, biserica se numește Biserica Strâmbeanu, eu, eu îi spun bisericuță, că e mai mititică, Biserica Strâmbeanu și uh, satul Strâmbeanu este sat component al satului Pitaru și uh, sunt uh, puțin locuitori. Avem uh, Biserica Mare din Pitaru unde se fac uh, slujbele.